Astăzi ne vom uita la desene animate care au fost scoase de la televizor pentru că erau mult prea creepy. Sincer să fiu cu voi, băieți și fete, nici nu știu la ce să mă aștept. Astăzi vom reacționa la niște desene animate care au fost scoase de la televizor pentru că erau mult prea creepy și mult prea ciudate. Este vorba de desenele făcute de Walton și se numește The Walton Files 1, videoclipul la care vom reacționa. Și primul desen este ăsta cu iepurile ăsta și se numește Bones Burgers. Bănuiesc că băiatul ăsta îl cheamă Bon. Hai să vedem care-i treaba, sunt niște desene super ciudate, fraților. Copiii s-au speriat la chestiile astea. Sunt curios dacă o să pot să mă uit până la final sau o să mă sperii prea tare. Ok. Hi, and welcome to the introductory tape to your new job at Bunny Smiles Incorporated. Ok, Bunny Smiles Incorporated, ok. You have applied to a job in technical support. Bun, deci ideea este că, deci cred că este un fel de desen de la ca și FNAF, știi, că am aplicat la ceva job de la technical support, iar acum trebuie să mă uit la niște înregistrări. What does this job particularly mean? It means that you, amongst other employees, are the one who'll take care of creating a magical and fun experience for Bond's Burgers. Ce Doamne iartă-mă asta? Ok, deci ăștia sunt animatronici, cred. Doamne iartă-mă, bro. Ok. Deci eu, technical support, cred că înseamnă să am grijă ca animatronicii să nu se strice și să omoare pe cineva, cum s-a întâmplat la FNAF, nu? Nu prea sunt încântat de jobul ăsta. Poate ziceți că nu sunt de treabă. Oh! Ăla cred că era chiar din FNAF, nu? Doamne, iartă-mă, bro. Cine se uită, bă, la așa ceva? Se vede că nu se uită nimeni, că de-au fost scoase. Bă. Ok, bă, fraților, dacă ar fi fost așa, nu cred că ar fi fost chiar atât de creepy, chiar dacă personajele sunt... Ok, se pare că nu doar așa. Și că bătrânul McDonald avea o farmă, o fermă, ia-o. Ok, și la acea fermă avea niște porci, ia-o. Oh my god, pune sunetul de porci care sunt omorâți. Bro, what? These are the showstoppers. Bond, Shaw, Buzu and Banny. Buzu and Banny. Band made by BSI to entertain. Ok, bun, și ăștia sunt niște animatronici, băi și fete. Să vă cuți pe calculator și codrați în calculator. You'll be given the role of a facility caretaker. Ok, și rolul meu este facility caretaker, să am grijă de ăștia. Round this fun and magical journey wheel work on certain tasks, such as cleaning protocols. Și că o să am protocoale de curățat. Robot maintenance and repair. Robot maintenance and repair, va trebui să repar roboții. Learning how to use VSI technology. Și că să învăț cum să folosesc tehnologia VSI. But first, here's a message from Jack Walton and Felix Krankin. Da, prima dată, astea sunt niște mesaje de la Jack Walton și Felix Krankin, fondatorii noștri. Which reads, in VSI, the most important thing to us isn't the money or the rating. Și că cea mai importantă chestie nu este nu sunt banii sau ratingul, sunt sigur că nu. The most important thing to us is that you have a wonderful experience while working with us. Și că ce contează pentru noi este că ai, gen, trebuie să ai o experiență formidabilă când lucrezi cu noi. That being said, with the Bond's Burgers restaurant getting opened in a few weeks, we're looking forward to achieving this dream with you. Asta e foarte ciudat ce se întâmplă. Hopa! Și ia, vedeți aici, băi și fete, că zice ceva că s-a închis locația. Ok, zice ceva aici că s-a închis locația, bun. Și gata, s-a terminat desenul? S-a închis locația la care eu trebuia să lucrez. Acum încep chestiile ciudate, cred. Cred că asta n-a fost ciudat, chiar dacă a fost foarte ciudat. Sunlight Animation prezintă A Bunny Smiles Incorporated Cartoon. Ia vedeți, Little Bones Neighborhood, deci asta este desenul. 1979, animație Sunlight. Bones Super Sleepover, scrisă de Sarah Evelyn. It's a brand new day in Little Bones Neighborhood. Și că este o nouă zi în Little Bones Neighborhood.
Doamne iartă. Little Bon has been waiting all day for his friends to arrive. He is planning to have a sleepover with them. He has Ok, deci că Little Bon și-a așteptat prietenii ca să facă așa o noapte a prietenilor, să nu doarmă. For this sleepover, he invited Shah, Boo-Boo, și a invitat pe Let's check again in case. Și pe ăsta, i-a invitat pe prietenii lui. Bon invited Shah, Boo-Boo and Și că fii să ne zici că a invitat-o pe Sean, pe Bogu și după apare persoana asta. Cine e persoana asta? Și de ce s-a buguit totul? Bro? Ok, vine ăștia la iepuri acasă. Now that everyone has arrived, I suppose it's time for the movie night to begin. Cică că dacă a venit toată lumea, începe seara filmelor. Bă, de ce tot apare persoana asta, băi? De cine e persoana asta? Uite, a vrut să zică că și-a cheltuit banii pe ceva film mișto și speră să se distreze prietenii lui și după apare asta. Așa sunt prietenii lui. Doamne, ce prieteni. Hai să vedem filmul. Bro, ce film? Ce doamne iartă mă simt. Ok, ăștia au adormit. S-au uitat la film. Dar Bon al nostru se pare că nu poate să doarmă, sau? Doarme și el? E ciudat, o să se întâmple ceva, cred, bro. Ce s-a întâmplat, frățiorul? De ce nu dormi? Se aud chestii în casă, parcă, nu? Se aud niște sunete nu prea frumoase. Ce faci, băi? Nu ce ca să faci vreo șmecherie, băi, Bon. Că după te duci. Missing Jack Wall... Oh, Jack Walton, adică băiatul care a făcut desen, uite, apare aici, Missing Jack Walton, e dat dispărut. Ce doamne iartă, oameni. Are o brichetă acolo. Aprinde situația, frățiorul. Bă, ce s-a întâmplat? Ok, băi, și vede ce e schimbarea asta de peisaj. Ok, nu înțeleg ce vorbește. Ok, e iar ceva despre companie, dar nu înțeleg de ce arată drumul ăsta creepy. De ce arată drumul ăsta creepy și nu pur și simplu arată filmarea? Hopa! Și că mi-au dat această locație ciudată, undeva în pădure. Ah, ok, deci a primit o locație în pădure, persoana respectivă, de la firma asta. A ajuns în locație. Ce locație asta? Filmarea asta e din 1982, băi și fete. Și că locul ăsta era abandonat în 1978. Ce-i locul ăsta, bro? Cine respiră? Bă, nu mi se pare o chestie ok, bro. Jesus, opriți-vă, man. Shit. Oh, shit. Oh, my God, frate. Bă, ăsta nu-i locul FNAF. Bă, cred că ăsta e, nu? Nu e pizzeria Freddy Fazbear. În 1982. Cred că asta e, nu? Așa ar trebui. Așa e, nu? Băi,
Băi, nu mai faci, nu te mai uita la mine așa, băi. Ok, și ăștia sunt ciudați, rău de tot, fie vorba între ei. Eu zic să pleci, frățierul. Nu te mai uita așa la mine. Ce face cu mâna aia, bă? Oh, ce are mână? Ce Doamne iartă-mă, fraților? Oh! Ok. Se vede de ce a fost scos de pe televizor, fraților. Ok, deci băiatul ăsta care s-a dus la locația, se vede, se pare că acum fuge. Ce a fost chestia aia, a zis? What was that thing? Na, frățiorul, poate nu e o idee bună să te duci noaptea în pădure, zic și eu. Ce se întâmplă acum? Doamne, iartă-mă, bro. Mă dau bătut. Ce Doamne iartă-mă e asta? Bă, Brian Stelz. Bă! Ok, băi și fete, deci cred că ideea a fost că, uite, Brian Stelz, adică băiatul ăsta care da, acum are fața editată, a fost angajat la această companie, la Bunny Smiles Incorporated și după s-a întâmplat ceva și a fost dat dispărut, uite, ăsta care a creat-o, Jack Walton, că de asemenea și The Walton Files și uite, stai că cred că aici n-am citit eu toți. Ok, nu știu, abar n-am ce s-a întâmplat. Da, băi și fete, se pare că desenul ăsta a fost scos de pe televizor. Foarte bine că a fost scos, Doamne, iartă-mă.